la seara poveștilor, dragilor. Aș putea spune seara poveștilor magice, deoarece pentru voi în această seară am ales o carte cu totul și cu totul deosebită. Este vorba despre calendarul de advent de la Disney, care conține numai puțin de 24 de povești minunate de citit în așteptarea Crăciunului. În fiecare zi din decembrie câte o poveste și gata, vine moșul și ne aduce daruri. Deși sunt foarte curioasă să citesc toate aceste povești minunate, aleg pentru voi în această seară una singură, care să fie numărul meu norocos, 7. Este o cifră magică, este și ziua fetiței mele, așa că astăzi citim povestea de la numărul 7. Pinocchio, cadoul perfect. Mai erau doar câteva zile până la Crăciun. Geppetto, bătrânul cioplitor în lemn, sculpta în atelierul lui soldați de jucărie și păpuși drăgălașe pentru băieței și fetițele din sat. Anul acesta parcă avea mai multe jucării de cioplit și de pictat decât în anii trecuți. "Sper să apuc să termin la timp soldăței," se gândi și mâinile îi mergeau cu hărnicie. Fiul lui Geppetto, Pinocchio, se oferi să-și ajute tatăl. Știa că în perioada sărbătorilor e mult de lucru. Geppetto muncea de zile și nopți în șir, mânuind cuțitul de cioplit și pensulele, când lui Pinocchio îi veni o idee. El nu se pricepea să facă jucării, dar putea aranja casa pentru Crăciun. Așa că își rugă prietenul, pe greierașul Jiminy, să-l ajute să o decoreze. Aduseră un brad și împodobiră crengile cu ghirlande de popcorn. Ce surpriză îi va face tatălui său! Pentru Pinocchio, acum devenit un băiețel, acesta era primul Crăciun și voia să fie cu totul special. "Jiminy, vreau să găsesc cadoul perfect pentru Geppetto," zise el. "Să fie ceva deosebit. Mă ajuți?" Păi, dacă mă întrebi pe mine..." "Oare i-ar plăcea un cuțit nou de cioplit?" se gândi Pinocchio, deși își dădu seama că nu-i ajungeau bănuții. "Ce zici de niște mănuși călduroase? I-ar prinde bine în serile friguroase când umblă să împartă jucăriile." "Știi ce, Pinocchio? Mă întreb dacă cel mai bun cadou n-ar fi..." începu Jiminy. "Niște șosete!" strigă Pinocchio. "Sau o căciulă nouă!" Hai, Jiminy, să mergem la magazin să vedem ce găsim!" Pinocchio ajunsese deja la ușă. Jiminy trebuie să alerge ca să-l prindă din urmă. La magazin, Pinocchio se uită la șosete, căciuli, mănuși, fulare, ba chiar și la o haină groasă din lână. Toate erau ori prea mici și prea scumpe, ori prea banale. Pinocchio voia ceva cu totul aparte. Până în ajunul Crăciunului, Pinocchio nu găsise cadoul perfect pentru Geppetto. Micuțul se întristă. "Ce mă fac?" îl întrebă Pinocchio pe Jiminy. "Păi, am o idee," zise greierașul. "Serios? Spune-ne și mie, te rog." Jiminy îl pofti să se așeze la masă și îi dădu o pană de scris. "Vrei să-i dai tatălui tău ceva de care are nevoie?" "Bineînțeles!" Pinocchio radia de bucurie. "Scrie atunci." "Dragă Geppetto, cadoul meu pentru tine sunt o pereche de mâini în plus și o inimă săritoare. Pinocchio, fiul tău iubitor." "Și ce urmează?" întrebă Pinocchio după ce termină de scris, uitându-se în sus la Jiminy. "Acum pui bilețelul aici," răspunse greierașul și îi dădu o cutie pe care apoi o împachetă și îi legă o fundă deasupra. "Geppetto se va bucura tare de acest dar." "Dar nu-i decât o bucată de hârtie," se plânse Pinocchio. "Ce cadou mai e și ăsta?"
S-ar putea să fii surprins, zâmbi Jiminy. După cina din ajunul Crăciunului, Pinocchio îi oferi tatălui său pachetul, spunând: Sper să-ți placă. Geppetto desfăcu funda și ambalajul. Deci, vai, e cadoul perfect, strigă el. Mi-ar prinde tare bine o pereche de mâini în plus la atelier. Cum de-ai ghicit, Pinocchio? Băiețelul zâmbi. Jiminy avusese dreptate. Era surprins cu câtă bucurie primise tatălui un dar atât de simplu. Mi-ar plăcea să te ajut, zise Pinocchio. Pot începe chiar acum, dacă vrei. Pinocchio se duse în atelierul lui Geppetto, mătură așchiile de lemn de pe jos, împachetă jucăriile și puse etichete pe fiecare cutie pentru ca tatălui să știe cărui copil să ofere cadoul. Cei doi făcură o echipă pe cinste. Când Geppetto ieși să ducă ultimele pachete, Pinocchio se băgă în pat. Era obosit după ce își ajutase tatăl toată seara. Înainte să adoarmă, își promise că, de acum încolo, își va ajuta tatăl mai des. În acea noapte își făcu apariția zâna albastră. Pentru că ai fost atât de grijuliu anul acesta, am venit să-ți îndeplinesc o dorință specială de Crăciun, zise ea. Pinocchio se gândi la numeroasele dorințe pe care le avea și totuși una era mai puternică decât toate. Vreau să-i dăruiesc lui Geppetto cadoul perfect de Crăciun, îi mărturisi zânei albastre. Ceva care să-i rămână în suflet pe veci. Zâna albastră zâmbi. Știa care era cadoul perfect. Ești un băiețel tare bun și iubitor, Pinocchio. Sunt sigură că acesta e darul pe care Geppetto îl va prețui toată viața. În dimineața următoare, Geppetto vrut să-i facă o surpriză fiului său. Cea mai mare dorință a lui era să-i ofere un Crăciun de vis. Se duse și așeză cadourile sub brad. Când se uită în sus, rămase cu gura căscată. De crengile pomului atârna o păpușă de lemn. Purta pantaloni roșii cu bretele și o pană roșie la pălărie. Arăta exact ca fiul lui. Dragul meu, Pinocchio, spuse Geppetto cu un zâmbet. Era leit păpușa pe care o făcuse cândva. Își aminti de noaptea pustie când se rugase la steaua dorințelor. Voia tare mult ca păpușa lui să se transforme într-un băiețel adevărat, pe care să-l poată iubi. Zâna albastră îi îndeplinise dorința, iar Pinocchio, păpușa de lemn, era acum un băiețel tandru și iubitor, fiul lui Geppetto. Auzind mișcare jos, Pinocchio și Jiminy coborâră scara într-un suflet. Crăciun fericit! Strigară în cor. Geppetto ședea pe scaunul lui cu păpușa în brațe. Cadoul meu, cum l-ai făcut? Pinocchio se uita lung la copia lui de lemn. Mai de mult și el fusese la fel. Zâmbi. Zâna albastră alesese cadoul perfect pentru tatăl lui. Păpușa Pinocchio a fost creația mea preferată, zise Geppetto. Vai, ce dor mi-a fost de ea! Pe chipul lui Pinocchio se citi tristețea. Chiar așa? Ești dezamăgit de mine? Întrebă băiețelul. Deloc, fiule, râse Geppetto. Jucăria asta mi-amintește ce mult mi-am dorit un băiețel adevărat și cât de fericit sunt că te am. Pinocchio zâmbi ușurat. Se apropie de păpușă și o privi mai atent. Parcă se uita într-o oglindă. Aveau același păr negru.
și aceiași ochi albaștri. Geppetto începu să danseze cu marioneta și să cânte. Apoi se uită la fiul lui și zise: nimeni nu s-a gândit până acum să-mi dea să mă joc cu o păpușă făcută de mine. Tu înțelegi, Pinocchio, cât de mult îmi plac păpușile și îți mulțumesc pentru asta. Pinocchio se duse să danseze lângă marioneta care semăna atât de mult cu el. Geppetto îi întinse sforile, lăsându-l să încerce singur să o facă pe păpușă să danseze. Se descurca mai greu, pentru că marioneta era la fel de mare ca el, dar nu conta. Pinocchio se bucura să petreacă acest moment alături de tatăl lui. Ceva mai târziu, Pinocchio desfăcu darurile. Darurile puse de Geppetto sub brad. Dar cel mai de preț cadou îl primise deja de la zâna albastră. Nu avea să uite niciodată zâmbetul ce luminase fața tatălui său. Și spera că urmau să mai petreacă multe Crăciunuri împreună. O poveste minunată. Calendarul de advent cred că este un prilej minunat pentru ca și voi, acasă, să faceți seri magice de poveste. Se poate? Fie că încurajați pe micuții voștri să citească singuri, fie că vă conectați cu ei prin lectură înainte de culcare, calendarul de advent de la Disney este un cadou absolut minunat. Îl puteți comanda în exclusivitate pe litera.ro. Eu vă mulțumesc pentru această seară, vă invit pe litera.ro și ne vedem curând!